Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Austria! Uite că reușesc să fiu aici alături de voi, dar așa mai cătinel, mai încetinu, că încă lumea nu s-a trezit, mă refer la fratele meu și la soția lui, și m-am trezit de mai repede puțin ca să fiu aici alături de voi înainte să mergem astăzi la muncă. Prima mea zi de muncă, am venit să fac bani pentru iernucă, pentru că dacă fosta mea iubită s-a dus la insulele iubirii să facă bani de curent și de căldură, eu să fac bani de mâncare. Lăsând gruma la o parte, ieri am avut gală, am avut multe lucruri interesante, discuții peste discuții, dezvăluiri peste dezvăluiri, multe bârfe, ce se mai întâmplă în emisiunea noastră iubită, așa că astăzi avem foarte, foarte multe de discutat. Am și niște lucruri de din afară să vi le spun ce circulă pe internet, așa că apăsăm pe subscribe și discutăm. Hai să o luăm de la început. Ce vedem în emisiune? Vedem că doamna moderatoare, doamna Andreea, care dorește iubire, cât mai multă iubire în emisiune, culmea, în casa iubirii, aceasta mai dorește și sănătate și liniște, bineînțeles, pe acolo, și cecuri și materiale, bineînțeles, materiale de calitate, ca să fie cât mai multe discuții și să fie cât mai mult rating în emisiune. Și bineînțeles și voturi, ca să fie cât mai mulți bani, pentru că asta contează, și ca ei să dea cecul, bineînțeles, cui doresc ei. Lasă-le încolo de voturi, ce mai contează? Cecul merge la cine dorește, cine trebuie. Se pare că nici această gală nu putea să înceapă altfel decât cu o ceartă. Ceartă între Francesca și cuplul Gagea Alexandra. Gagea spune că nu a avut un interes real față de Alexandra de la bun început, însă este clar că nu pot să spun adevărul. Au făcut și ei acolo ce au putut ca să aibă subiecte și să rămână în casă, însă Francesca este foarte tranșantă și le spune clar pe față că aceștia nu vor rezista absolut deloc în afară, că ceea ce se întâmplă între ei este doar de emisiune și că afară, bineînțeles, pentru că relația lor a fost consumată odată, nu va avea nicio șansă de reușită. Oare are această dreptate? Francesca continuă cu atacurile asupra lui Gagea și Alexandra, spunând că aceștia formează un cuplu fals și că, bineînțeles, se vor despărți pe la sfârșitul emisiunii ca să aibă posibilitatea de a se înscrie în sezonul 4. Iar contraatacurile lui Gagea sunt în felul următor, că aceasta ar veni montată în emisiune de către colega ei de cameră și că părerile ei sunt, de fapt, părerile Giuliei, care o influențează pe aceasta și îi pregătește subiectele de acasă. Voi ce părere aveți? Este o influență Giulia pentru Francesca? Așa măcar cât de puțin acolo? Mergem mai departe și am revăzut momentele lui Sebicu din Casa Iubirii. Momente de groază, după cum spune el. Stări pe care acesta nu le-a mai trăit niciodată în viața lui. Astfel de crize nu a mai avut niciodată în viața lui. Deci uitați, oameni buni, ce face Casa Iubirii. Este incredibil. Niște discuții cu Robert să-l ducă la momente pe care nu le-a mai trăit în viața lui și la supărări pe care nu le-a mai trăit în viața lui. Atunci problemele personale unde sunt? Da, acesta a invocat de multe ori problemele din viața lui, problemele de sănătate ale tatălui său, problemele personale, dar până la urmă o discuție cu Robert i-au adus cea mai tristă zi din viața acestuia. Omul este clar cu probleme și, după cum spune el, are foarte, foarte multe adunate, dar până la sfârșit se pare că acesta a uitat și de Robert și problema principală a fost Roberta, pentru că, vezi, vai Doamne, el când este supărat, niciodată aceasta nu îl împacă sau nu încearcă să-i fie alături în astfel de momente. Dar mă întreb și eu cine ar fi, sau mă întreb și eu mai exact când vreodată el a fost alături Robertei când aceasta a avut probleme. Că de multe ori când se certa cu Giulia sau când avea probleme cu Robi, îi dădea dreptate prietenului Robi, acuzându-o pe aceasta și făcând-o de nimic pe acolo prin casă.
Da, mi se pare că Roberta dezamăgește foarte, foarte grav. Aceasta îl atacă pe Robert pentru Sebastian doar pentru că vrea să-l vadă pe acesta fericit și să-i dea dreptate lui. Sebastian care, având relație în casă, stă pe live-ul unor femei foarte puternice de pe TikTok care sunt donatoare băieților care fac sex cu acestea și lucrul acesta este dovedit și este clar și toată lumea o cunoaște pe Heather de pe internet și pe Robert Ionescu, care bineînțeles i-a dat limbi acesteia, ca să pun așa într-o paranteză, pentru donațiile de pe TikTok, iar în timpul zilei și în mijlocul zilei pe astfel de live-uri unde se discută doar despre sex și chestii anumite din astea, sper să nu mi-au și eu strike de la YouTube pentru că folosesc cuvintele acestea, al nostru Rob Sebastian, pardon, este donator de top. Incredibil! Wow! Am văzut și filmul Suferințe lui Robi, cel care a făcut tot circul acesta pentru că Virginia se apropia de Patrick, iar acestuia îi era dragă. Dar după atâtea jigniri, după atâtea insulte, după atâtea subiecte din astea triste, după atâtea melodrame, Robi este nevoit să accepte faptul că Virginia este posibil să-și facă o altă relație în casă și să fie de acord cu lucrul acesta. Bineînțeles că drama asta se vinde bine. Bărbatul care iubește renunță la femeie doar ca aceasta să fie fericită. Ce frumos sună, după cum am mai spus, Cuzet, Cuzet, Kemal and Nihai, iubire ca în rai. Ce să mai zic, am zis-o bine. Bineînțeles că doamna moderatoare găsește soluția la această problemă și vine imediat cu un date în ghilimele, așa ca pedeapsă pentru Patrick și Virginia, iar ei sunt conștienți că trebuie să facă ceva ca să câștige marele premiu din emisiune. Deși iubițica lui Patrick nu este de acord cu acest lucru, el trebuie să se sacrifice, iar Robbie, trist fiind pentru că Virginia este foarte dragă, este nevoit să stea pe margine și să privească. Câtă suferință în acest patru latel în care colțurile sunt știrbite de atâta teatru, de atâta victimizare și de atâta joc fals pentru acest sezon, pentru câștigul acestui sezon mai exact. Bine că măcar Virginia a avut curajul să spună că atât ea cât și părinții ei au confirmat că Patrick a băgat-o într-un subiect negativ și după aceea a lăsat-o acolo, neajutând-o și nefiindu-i alături absolut deloc. Iar scuza lui Patrick a fost că el nu și-a permis să intervină în discuțiile lor. Discuții pe care el le-a creat, discuții pe care el le-a inițiat și el a practic produs tot acest jihad, toată această problemă dintre Robbie și Virginia. Dar bineînțeles, Patrick orice face, el nu se bagă și mai ales cum să-l supere el pe șeful Robbie. Nu există așa ceva. Aici ar fi foarte multe de spus și foarte multe de scos la iveală și sincer vă spun din tot sufletul că mi-e ciudă pe Robert și pe Julie de ce se consumă pe niște subiecte de absolut nimic, pe niște acuzații de absolut nimic nefondate, în loc să mute focusul foarte ușor pe încălcarea de regulament și pe lucrurile false care se petrec în casă. Pur și simplu trebuiau să mute focusul pe lucrurile acestea care sunt practic băgate sub preș și se discută despre banalități, sincer să fiu. Dar, na, păcat de ei că nu vor să se bage. Bine a spus Gagea și bravo lui pentru ce a spus despre Anthony, despre ce vorbește acesta pe afară. Și vezi, vai doamne, că el își asumă orice din tot sufletul. Am văzut cu toții cât de asumat este Anthony cu fete pe afară când el este în emisiune. Sincer, nu-mi place de Rebecca, nu este o concurentă preferată de-a mea, însă Anthony este mult, mult mai rău ca ea și lucrul acesta se cam dovedește. Bineînțeles că doamna moderatoare mută focusul despre ce a spus Anthony afară în legătură cu Robert, pentru că ea poate, bineînțeles, și nu contează lucrul acesta. Se taie la montaj toată discuția, că se mai fac lucruri din astea în caz că n-ați știut.
Mi-a plăcut de Robbie, culmea că chiar este de el, chiar el este din nou care a demontat toată teoria asta despre Robert, cum că el ar fi fals, se abține și toate lucrurile astea, spunând că el a avut certuri cu Robert afară și acesta a fost tot așa. Poate a mai ridicat puțin tonul mai mult pe alocuri, însă ei doi își permit pentru că sunt colegi de cameră și totul este ok între ei. A mai spus acesta că totul a început din acea zi în care el a avut deranjul față de Robert. Toți au avut curaj și au spus deranjuri, dar dacă ei doi își permit pentru că sunt colegi de cameră, asta înseamnă că nu toți ar trebui să facă lucrul acesta. Și dacă Robbie a spus că Robert este așa și afară, atunci cumva le-a închis gura tuturor contestatarilor de acolo din casă. Mai ales Juliei, care ea săraca nu știe absolut nimic. Nu știe nici pe ce lume este. Vorbește doar așa. Deci exact ce a spus Robert în emisiune, am spus și eu pe vlog acum vreo 5 zile sau 3 zile, nu mai țin minte exact, dar puteți să-mi amintiți voi. În momentul în care ai iubită, tu nu mai poți să te comporți ca și cum ești singur, nu mai poți să te ceri la fete, nu mai poți să te duci să le faci complimente la toate, să le îmbunezi pe toate, să glumești cu toate, să le îmbrățișezi cu toate, pentru că automat dacă ai avea o iubită, toată lumea te-ar judeca că uite, ăla are o iubită, dar uite cum se comportă cu toate, că le arată la ochi dulci la toate, pentru că acolo în casă toată lumea se vânează cu toată lumea și totul este judecat. Cum ar putea Robert, spre exemplu, să fie ca și Patrick, ca și Robbie, hai să mergem la fete, să glumească cu Virginia, cu Rebecca și cu Francesca și după aceea să se întoarcă la Iubi Bubi și să o pupe. Iubi Bubi ar fi supărată, deci lucrul acesta nu este posibil absolut deloc. Repet asta încă o dată, sunt de acord. Lăsând toate astea la o parte, am văzut momentele din nou dintre Teodora și Moldo. Foarte frumoasă a fost apropiarea dintre cei doi, timidă și parcă a fost plină de emoție, însă păcat că cei doi nu au continuat și au întrerupt cunoașterea și se pare că se zvonește pe afară că atât Moldo, cât și Teodora au partenerii pe acolo, pe afară. Îmi pare rău pentru ei, dar asta este. Mergem înainte. Iar revenind la promo-ul de azi, este foarte interesant. Din nou îl avem pe Robbie cel real, pe Robbie cel drept, pe Robbie cel care spune lucrurilor pe nume. Este incredibil cum se pot schimba anumiți concurenții în câteva zile. Dar pot să spun că acesta este Robbie cel care este apreciat. Într-adevăr, unele banalități și discuții de acolo din casă chiar deranjează. Și falsitatea unora. Da, dragilor, cam acesta a fost vlogul, cam aceasta a fost părerea mea despre gală. Au fost destule. S-au atacat acolo mulți, dar fără subiecte, fără păreri pertinente, ca să zic așa. Pentru mine un lucru este clar, indiferent că Robert și Julie nu ar fi pe placul nimănui sau sunt un cuplu fals sau sunt un cuplu plictisitor sau eu știu, hai să privim esența acestei emisiuni. De ce am început să ne uităm la această emisiune? Pentru că ne-am gândit că acolo se duc tineri și că încearcă să formeze un cuplu, nu? Încearcă. Dar în ziua de astăzi avem doar Mahala și cred că și mintea oamenilor văzând atâta Mahala s-a schimbat. Deci pentru unii în momentul de față Mahalaua este normalitate. Nu mai este normalitate să fie cupluri și înțelegere. Și acesta este un lucru foarte, foarte rău, dragilor, vă spun din suflet. Una peste alta, dragilor, cam acesta a fost vlogul din această dimineață. Dacă ați ajuns cu bine până aici cu mine și dacă m-ați urmărit, bineînțeles, vă rog din tot sufletul să apăsați pe butonașul de like, pentru că pe mine mă ajută foarte mult, chiar și aici în Austria, și să apăsați și pe butonașul de subscribe, pentru că mulți mă urmăriți și nu sunteți abonați la acest canal de YouTube. Eu, dragilor, ce pot să vă spun, mă pregătesc de muncă, mă simt foarte mare cancan aici, canon tun. Aștept să mă duc și la sală după muncă, sunt curios, o să lucrez cu fratele meu, o să fie foarte, foarte frumos, o să ne iasă și foarte, foarte bine și toate bune și frumoase, mă bucur din suflet. Iar voi, dacă sunteți alături de mine și mă apreciați, știți ce vreți să faceți, ce trebuie să faceți. Mai departe, eu sper că ați apreciat vlogul și să nu uitați, vă rog frumos, să-mi lăsați părerea voastră în comentarii despre gala de ieri. Eu vă pup din suflet și vă doresc numai bine. Ne revedem data viitoare!